așa, e 4 după masa și merg la un magazin de detergenți din Italia să văd cât bani o să las acolo. De fapt, merg să-l văd înainte de a se deschide, se va deschide apoi mult. Nu știu cum e la voi în sat, dar la noi Kaufland-ul e tot un șantier de câteva săptămâni bune. Și se lucrează de zor și înăuntru e un haos încât nu se mai înțelege nimic. Au pus și harta magazinului, inclusiv pe mânerele coșurilor. Foarte interesant. Chiar sunt curioasă ce o să iasă. Cum o să arate la final. Se spune că marți ar fi 3 ceasuri rele. Eu cred că marți asta sunt vreo 2 ceasuri bune și atât. E ora 6 după masa și afară e întuneric încă de la 5. Și dacă acum o lună eram, pur și simplu mi se umplea sufletul de bucurie când vedeam frunzele roșii căzute pe jos și copacii din care cădeau acele frunze, copacii ruginiți. În noiembrie totul este deprimant și plouă și nu m-ar deranja că plouă, dar plouă urât și rece și n-am așa chef de nimic. De asta și vlogul are un pic de suferit că dimineața n-apuc să filmez nimic și după masă nu mai am energie să zic nimic. Mai am pe drumul către casă, dar de multe ori mă grăbesc sau sunt oameni sau nu îmi formulez ideile înainte de a porni camera, pentru că nu îmi place să fac ce fac acum, să pornesc camera și să aștept să se facă conexiunile. Așa, ce să zic? N-am absolut nimic interesant de zis, așa că nu o să vă plictisesc. Las loc pe card și pe, în memoria telefonului pentru atunci când o să am cu adevărat ceva interesant de zis. Până atunci mă duc să-mi fac paste. To make cake donuts, the batter drops from a mixer into boiling vegetable oil. Apoi asta e vremea de dormit și de numărat bani, nu de mers la muncă. Miercuri dimineața, sunt vreo 3 grade și plouă. Și plouă așa de fain pe tablă. Doamne, apără și păzește. De post. Dar chestia asta maro e carne, nu? Nu, e o conversie din legume, uh-huh, făcută de un porc. Adică, știi cum porcul mâncă legume și convertește legumele în carne. Deci, vegetarian. Mai trebuie un pic de cedar. Neață. Măcar azi nu plouă. Aș vrea să știu care e diferența dintre baconul ăsta afumat și ăsta natur, pentru că ingredientele sunt exact aceleași. Exact aceleași și mai și arată la fel. În schimb, diferă prețul. 6,60 lei, 6,50 lei. Neață. Măcar azi nu plouă. Sunt gata și cred că astăzi mergem la târg. Mi-am luat umbrela și plouă. Dar știți de ce plouă?
pentru că mi-am luat umbrela, ci pentru că m-am încălțat în Adidas. De-aia plouă. Ce faci, amăritule? Ți-e frig? Stai zgribulit. O, Doamne. Acolo, la ochiul drept, cred că e o mică ambliopie. Înseamnă că ochiul e puțin lene și nu funcționează la capacitate maximă. Toate ni se stric și telefoane. Gata, oficial, a venit iarna și la Hunedoara. Frig. Decembrie la Hunedoara, așa se aude. Mie îmi place foarte mult muzica populară. Și ce auziți acum, dacă se aude, este Pera Bulls. Mă duc să mă încălzesc un pic, să beau o cafea. Îmi plac zilele astea de muncă. Super, super parcul tineretului din Hunedoara. Vă așteptăm în decembrie să vedeți luminițele și biserica, da, mă rog, biserica. Pomul ăsta îmi place, îmi place.